În urma ordonanței guvernamentale ce a permis migrația aleșilor locali în Consiliul Municipiului Ploiești s-a format o nouă majoritate PSD-PC-UNPR. Astfel, componența comisiilor de specialitate va fi schimbată spre nemulțumirea partidelor care vor pierde locuri. În momentul de față există o componență a comisiilor de specialitate care nu este direct proporțională cu reprezentarea partidelor în Consiliul Local. Așadar, în momentul de față, ACL-ul, de pildă, are o treime din totalul consiliilor locali. În comisii însă, ponderea lor este mai mare de o treime. Bun, așadar vom vedea niște membri din comisie ai ACL-ului îndepărtați și vor lua locul cei din Alianța Rămâne de UNPR-PC-PSD? văzut, este și asta o posibilitate. Este o posibilitate, însă sper să fie o propunere pe criterii valorice, pe criterii de meritocrație și de competențe. Totodată, viceprimarul Raul Petrescu a dezvăluit faptul că se dorește înființarea unei alte comisii juridice, care va urma să supravegheze activitatea celorlalte 6 comisii deja existente. De-a lungul timpului au existat mai multe controverse vis-a-vis de competența unei comisii. Erau spețe în care unii opinau că e de competența Comisiei de Patrimoniu, alții spuneau că e de competența Comisiei de Urbanism, mai existau alte voci care spuneau că e de competența ambelor comisii și de aici se creau o serie de puncte de vedere divergente. Vrem să eliminăm aceste divergențe și aceste controverse și vrem să creăm o simetrie la nivel ideatic și la nivel decizional. Potrivit viceprimarului, din această comisie vor face parte 2 consilieri locali și reprezentanții din executivul primăriei, toți obligatoriu cu studii juridice.